Noi aur suntem de acord că drapelul național trebuie să fie cinstit așa cum se cuvine și trebuie păstrat intact, nu trebuie supus unor forme de care denotă lipsă de respect. Adică nu trebuie ars, nu trebuie ciuntit, nu trebuie inscripționat cu cuvinte care să-i aducă atingere drapelului sau statului pe care îl reprezintă, adică statului român. Din acest punct de vedere, sigur, e bine să existe o lege care să pedepsească astfel de fapte. Numai că această lege, din păcate, își are originea într-o fică a puterii de un partid de opoziție numit AUR, care a îndrăznit să-și pună valorile proprii, familia, credința, națiunea și libertatea, pe culorile drapelului național, ca să fie mai clar ce slujim și ca să fie mai bine impregnată în atmosfera pe care o facem noi AUR și în acțiunea noastră politică, să fie impregnate mai bine aceste valori. N-am adus nicio ofensă nici partid, nici drapelului, nici statului, dar se pare că puterea se teme de adeziunea românilor la acest partid, numit AUR, Alianța pentru Uniunea Românilor, și încearcă să ia orice fel de mijloace de manifestare. Legea este veche, e repusă pe tapet pentru că au uitat legiuitorii să prevadă și sancțiunile, acum au prevăzut sancțiuni drastice, dar nu cred că își vor atinge scopul. Și vă mai întreb, dacă scopul este să ne mândrim cu drapelul național, să arborăm acest drapel ca un motiv de mândrie națională și de afirmare a identității naționale, nu ar trebui să permitem totuși ca el să fie folosit în acest scop? Vă întreb, va fi sancționată și folosirea drapelului pe haine, așa cum se întâmplă cu drapelul american, de exemplu, pe tricouri? Sau culorile naționale vor mai putea fi folosite pe abțibilduri, pe alte obiecte de promovare a României? Cum vom decide asupra lor? Pentru că legea este neclară din punctul ăsta de vedere și lasă loc la abuzuri. Nu cred că putem susține forma actuală a acestei legi, deși, v-am spus, cu principiul de protecție asupra drapelului, suntem de acord. Mulțumesc!